Bună dimineața, stimați prieteni! Suntem în direct la o nouă emisiune în direct cu Igor Dodon. Vă amintesc că în cadrul acestei platforme noi de obicei abordăm 2-3 subiecte ale săptămânii, după care răspund la întrebările pe care dumneavoastră mi le adresați online. Eu cred că săptămâna aceasta cele mai importante 3 subiecte sunt ce se întâmplă în Israel și cum va afecta războiul de acolo pe noi, pe moldoveni. Al doilea subiect important este strategia de securitate națională pe care a prezentat-o doamna Maia Sandu recent, care vreau să o comentez. Și al treilea, suntem în electorală, deci ai câteva cuvinte despre febra electorală. Deci începem cu războiul din Israel, care este unul foarte regretabil pentru toți, evident. Am văzut că conducerea Republicii Moldova a luat partea Israelului în această confruntare. Eu cred că noi nu trebuie să luăm partea nimănui. Noi trebuie să condamnăm acest război și eu cred că nu putem spune că cineva este vinovat și cineva mai puțin vinovat. Orice război este vina ambelor părți. Și este foarte, foarte oribil ce se întâmplă acum în Israel, în Palestina. Mor copii, mame, are loc bombardamentul practic în fiecare zi și într-o parte și în alta. Dar cum ne va afecta acest lucru pe noi, pe moldoveni? Evident că ne va afecta. Noi avem cel puțin 10.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care se află temporar la muncă în statul Israel. Avem deja primele persoane care au murit în Israel. De aceea, pentru mine este foarte straniu că guvernarea de la Chișinău nu vrea să se ocupe cu evacuarea cetățenilor din Republica, cetățenilor moldovenești din Israel. Mai mult ca atât, am văzut ieri cum au blocat un avion și cu niște explicații care o instituție spune într-un fel, altă instituție spune altfel. Doamna Maia Sandu, voi chiar așa de mizerabili sunteți? Este vorba de copii, de mame, indiferent cine organizează acest avion, Șor sau Plahotniuc clasă organizează 10 avioane, dacă pe voi nu vă duci cap. Сам не хам и другому не дам. Adică voi nu faceți absolut nimic și atunci când cineva încearcă să facă ceva, voi faceți blocaj, birocrație. Să fie rușine. Dar ce trebuie să facă guvernul în această situație? Guvernul Republicii Moldova, președinția, parlamentul, nu să afișeze drapelul Israelului pe parlament. De ce în regim de urgență? 3-4 zile urmă. Acest război este de o săptămână, de sâmbătă trecută. De ce voi în regim de urgență n-ați organizat 4, 5, 10 charteruri, curse avia din Israel spre Moldova? Adică când vă trebuie bani pentru 150 de milioane de lei sau 200 să dați pentru summitul de la Bulboaca, voi banii găsiți, de aici voi nu aveți posibilitate. Eu cer categoric în regim de urgență ca guvernul să se ocupe de această problemă. Încă o dată, nu este problemă din fondul de rezervă urgent să fie depistate resurse? Urgent. Ședință extraordinară. Aveți comisie situații excepționale. Suntem în situație excepțională. Luați în arendă urgent câteva avioane și organizați pentru toți doritorii să părăsească Israel. Și apropo celor de la guvernare, pregătiți-vă că cel mai probabil valul de migranți spre Moldova va crește. Voi probabil urmăriți, sau poate nu urmăriți, dar trebuie să-mi vă informeze partenerii noștri, inclusiv din vest, din Europa, ce se întâmplă în Europa, unde sunt foarte mulți arabi, musulmani, care încep protestele în marea majoritate a țărilor europene. Astăzi, vineri, data de 13 octombrie, se anunță proteste în mai multe state. Va fi un val de destabilizare, cu regret, spun. De aceea, guvernul ar trebui în regim de urgență să pregătească o strategie clară de primire a moldovenilor acasă. Vor veni 10.000 în timpul cel mai apropiat. Ei trebuie să aibă loc de muncă, copiii trebuie să meargă la școală. Cu ucrainienii am văzut că v-ați mobilizat foarte repede când au venit refugiații din Ucraina. Păi hai să-i primim, să avem grijă, să arătăm și mai bine cum putem primi moldovenii acasă, nu să le blocăm avioanele prin Israel. Al doilea subiect, strategia securității naționale. Doamna Maia Sandu anunță
că sunt două pericole pentru securitatea statului, Rusia și corupția. Am văzut că comentariul meu de ieri a fost criticat dur de unii deputați PAS. Domnilor deputați PAS, doamna Maia Sandu, dumneavoastră ați declarat câteva săptămâni în urmă că sunteți sigură că Rusia nu va ataca Republica Moldova. Același lucru l-au anunțat public oficialii europeni, conducerea NATO, care dumneavoastră aveți contacte practic în fiecare zi. Ei au declarat că Rusia nu atacă Republica Moldova. Și eu sunt ferm convins că Rusia nu va ataca militar Republica Moldova. Pentru ce faceți această isterie? Ca să aveți motivare pentru un nou val de acțiuni anti-Rusia? Vreți să închideți în genere ambasada sau ce vreți să faceți? Pentru ca să placeți, să scădeți pe placul occidentalilor, americanilor, europenilor? Corupția. Vorbiți de corupție că e pericol. Știți ce înseamnă corupție? Unde are loc corupție? Corupția are loc în instituțiile de stat. Asta e calificativul corupției, pentru că în sectorul privat, între întreprinderi, acolo agenți economici privați, în sectorul al economiei, între ei nu e corupție, acolo diferite activități. Corupția are loc în instituțiile statului. Voi de 3 ani controlați tot în Republica Moldova. Președinția de 3 ani, de 2 ani guvernul. Unde e lupta cu corupția? Voi, pe de o parte, spuneți că crește corupția, pe de altă parte, nu vedem niciun dosar indicat sau implicat cineva de la PAS. Înseamnă că voi spuneți că prin aceasta că nu există corupție. Dar puneți corupția ca pericol pentru securitatea națională. Corupția sunteți voi. Când vă numiți judecători cu carnet de partid, când l-ați făcărit pe ăsta acum de la CNA, domnul Iulian, să cum îi spune lui. Nu ce, te-a utilizat și te-a aruncat? Că așa o să fie cu toți procurorii. Care când ajung la o anumită etapă, probabil ăsta de la CNA au depistat ceva că o găsești la PAS pe cineva corupt. Și nu-i permis. S-au dat indicații să meargă împotriva oponenților politici acum în campanie electorală. Nu au vrut să execute afară. Deci așa o să fie cu marea majoritate a judecătorilor și procurorilor, care acum execută ordinele Maia Sandu. Evident că trebuie o strategie a securității naționale. În opinia mea, sunt 5 pericole cele mai mari pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Acum nu vorbesc de Maia Sandu, e clar că asta e pericolul numărul 1 și asta înțeleg absolut toți. Maia Sandu care utilizează drapelul european și pe voi, ambasadorilor europeni, pe voi vă utilizează pentru a-și atinge scopul său și voi să înțelegeți cu timpul, încetșor o să înțelegeți lucrul ăsta. Pe voi vă utilizează sentimentele voastre. De ce nu vă dați întrebare de ce scade suportul integrării europene în Republica Moldova sub conducerea Maia Sandu? Pentru că dumneavoastră faceți parte din gruparea Maia Sandu. Și tacit acceptați toate fără de lege care le face. Încă un an, doi așa, domnilor ambasadori. Și nimeni nu se vrea în Europa Moldova. Din cauza Maia Sandu. Dar revin. Care sunt 5, în opinia mea, cele mai mari pericole pentru securitatea națională a Republicii Moldova? Pericolul numărul 1 este depopularea. Noi rămânem o țară fără oameni. Și aici trebuie o strategie națională, cum a făcut Ungaria, a făcut minister al familiei care se ocupă de problemele acestea. Ce folos că voi vreți să construiți sate europene dacă nu sunt oameni în satele acestea? Noi le aducem apă, lumină, le asfaltăm străzile, deschidem școli, grădinițe, le reparăm. Dar oamenii nu sunt, oamenii pleacă. Deci pericolul numărul 1 pentru securitatea națională este depopularea țării. Pericolul numărul 2 este securitatea economică. Noi, practic, nu avem întreprinderi autohtone. Noi toate băncile le-am cedat la străini. Noi nu avem o bancă cu fondatori, cu acționari moldoveni. Și băncile astea ne juchesc în fiecare zi pe noi, pe moldoveni. Uitați-vă ce profit de miliarde de lei au acumulat anul trecut. Securitatea economică este pericolul numărul 2. Securitatea alimentară, pericolul numărul 3. Seceta, care din an în an este tot mai gravă, ne afectează agricultura. Nu văd nimic să vorbească în securitatea națională despre securitatea alimentară. 4. Securitatea energetică. Noi trebuie să avem interconexiuni nu doar cu Estul, nu doar cu Ucraina, Rusia. Noi vedem care este pericolul tranzitului prin Ucraina. Aici, da, s-au mișcat lucrurile, trebuie să recunosc. Trebuie să avem interconectări și energie electrice, rețele, și gaze, și cu Uniunea Europeană. Și a 5-lea, dacă vorbim tot de securitate militară.
И вот какой вред результата отчества проблемы с диминуацией чести риск пен конкуре тот майстренсе к НАТО. Отчество не есть у солуции. Отчество есть у риск суплементар пен Република Молдова. Секуритатя милитара сау пача поать фи асигурата прин неутралитатя Републичи Молдова. Репет. Неутралитатя статului гарантată интернационал. De ce nu depuneți acum eforturi în contextul ce se întâmplă în regiune să mergeți la Organizația Națională Unită și să cereți ca securitatea Moldovei să fie garantată prin neutralitate permanentă, garantată de Organizația Națională Unită? Luați exemplu de la Austria, care a făcut acest lucru. Și aceasta este garanția numărul 1 că Moldova nu va avea război pe pământul său. Și al treilea subiect, alegerile, suntem în plină campanie electorală, eu chiar de dimineață am fost la Ionel, societate pe acțiune, o întreprindere foarte bună, am câteva costume acasă de la Ionel, apropo, trebuie să susținem producătorul autohton. Apropo, și acolo, problema de bază este lipsa braților de muncă, adică depopulare, problema numărul 1, și piața de desfacere la ei, problema numărul 2. Dar campania electorală se mișcă, am avut deja câteva zeci de întrevederi în municipiul Chișinău, și în afara municipiului, după cum am promis, o să vă anunț când merg în teritorii și vreau să vă spun că o să merg în acest weekend, duminică, voi fi la Fălești și la Sângerei. Deci, cine dorește, poftim, putem să ne vedem duminică la Fălești și la Sângerei. În Chișinău, campania este mult mai pasivă. Probabil această joacă nici considerente, pentru că este un lider al acestei campanii, este vorba de primarul actual, apropo care mă critică și apropo am foarte des întrebări de oameni care îmi spun: domn Dodon, noi să vă votăm pe dumneavoastră socialiști, pe ce ban, că e că voi ați făcut lucruri bune în Chișinău. Haideți să vă explic încă o dată. Ceban nu este socialist. Ceban e hamilion. Hamilion. E că este Ceban Ion. Ceban Ion este un hamilion care și-a schimbat culoarea politică, a trădat socialiștii și a schimbat valorile numai ca să placă la americani și la europeni. Și să vă amăgească pe voi. Câțiva ani în urmă cu mine mergea la Putin și spunea că e pentru Evrazes, am o spune că e pentru integrare europeană. Câțiva ani în urmă cu mine spunea că e limba moldovenească și eu așa consider limba de stat, acum spune că e limba română. Hamilionul Ion. Nu votați hamilioni. Pentru că eu îți vă trădeză și pe voi. De aceea, pentru cei care se dau cu întrebare, să fie foarte clar, noi avem candidatul nostru la Chișinău, Adrian Albu. Apropo, avem solicitări la dumneavoastră că să facem împreună o emisiune, poate în vinerea viitoare, în cadrul discuției noastre, să facem toată emisiunea, vreo 4-5 minute, împreună cu domnul Albu, care este candidatul socialiștilor la aceste alegeri. De aceea, pentru aceste alegeri locale, la nivel de țară, nu votați Maia Sandu, nu votați PAS. Evident că noi vă îndemnăm să votați socialiștii. Apropo, acest live este plătit din contul electoral al Partidului Socialiștilor, să nu fie întrebări din partea cecului. Dar în Chișinău nu votați hamilion. Nu votați Ion Ciobanu, el este un hamilion. Acum întrebările care sunt din partea dumneavoastră. Nicu, в марте 2023 на спутник Вороне сказал, что в Европе в консульствах персонал по спискам голосовал за ПАС. Если так, это законная власть, а подкуп по 50 евро за голос – это законно, что делаем? То, что были махинации в 2020-2021, в этом я уверен. То, что больше такого не будет в Европе, никто не гарантирует, но я уверен, что диаспора уже так массово за Майя Санду и ПАС голосовать не будут. Они тоже разочарованы. Плюс ситуация в Европе меняется. И оно будет меняться в ближайшие месяцы, к сожалению, из-за того, что происходит на Украине, из-за того, что происходит в Израиле и так далее. Я уверен, что ситуация будет меняться, и люди будут голосовать по-другому. Теперь, законная это власть или незаконная? Я считаю, что это власть нелегитимная. Ну, законность, это когда все, ну, их признали, там, законы и так далее. Но она нелегитимна уже, потому что она не представляет мнение большинства. Что с ними делать? Ну, что делаем? Голосуем. Голосуем против Майя Санду и ПАС. Я еще раз повторюсь, хватит нам всем жаловаться вот в лайвах, ныть на кухне. Так давайте докажем, что у нас есть голос. Давайте выйдем все вместе,
сначала 5 ноября и проголосуем против Майи Санду, против ПАС. Санду сможет сфальсифицировать опять выборы, и что делать? Тот же Нику. Я думаю, что местные выборы сфальсифицировать очень трудно. Но у меня возникает серьезный вопрос, что они будут делать с президентскими выборами. Потому что Майя Санду проиграет президентские выборы, это 100%, неважно, кто будет контркандидатом, она проиграет. Поэтому я думаю, что она пойдет на какие-то схемы, связанные с местными, с президентскими выборами. Мы должны к этому быть готовы. Так, Василий Чабан. Есть посибон тим попрать Слуптенку Транснистрия? Василий, ну и новенько почитать о Слуптенку Транснистрия. Не пункт дере милитар и сентмунт майдутаться. Дарного ничну не требует. А чей каре нимпингу лам разбой ден ночи вил, а чей я сент традаторий цели. Ио сент ферком веск Транснистрия пиной ну не ва атака. Ши ной ну треба сфач маша планер. Ной треба снеша земши, савем куе дискутии. Și apropo, am spus-o de mai multe ori că acum este cea mai bună oportunitate și posibilitate să rezolvăm problema transnistreană. Pur și simplu nu vrea să se ocupe nimeni. Noi trebuie să profităm de situația din regiune pentru a rezolva problema transnistreană. Ca niciodată noi avem această șansă cel mai reală. Maia Sandu asta nu vrea, pentru că de acolo sunt 400.000 de voturi care vor vota împotriva Maia Sandu la alegeri. Iată de ce Maia Sandu nu va face niciun pas în reglementarea diferendului transnistrean, din punct de vedere politic și a egoului personal. Dar noi vom face. Următoarea guvernare va rezolva această problemă. Andrei, что будет с тарифами этой зимой? Готовимся к худшему? Andrei, tarife должны быть ниже. Мы об этом говорили. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы тарифы росли. Тарифы на газ еще такие высокие, потому что Молдова закупила около 100 миллионов кубов газа по цене $1000, когда этот газ был дорогой. Правильный вопрос. А зачем нужно было покупать 100 миллионов кубов газа дополнительно, зная, сколько Молдова потребляет каждый месяц? Ответ. Там схема. Купили дорогой газ с откатами, и в этом замешано руководство Республики Молдова. И я уверен, что это выйдет наружу при следующей власти. Либо при смене руководства прокуратуры. Кстати, это может произойти в ближайшее время. Не буду давать детали. Pe Facebook nu merge live, îmi spune cineva. Băieți, vedeți. Так, Facebook are probleme, niciun live nu poți porni la ei. Poate ne blochează Facebook-ul. Pentru că ați văzut pe Facebook ceea ce plasăm noi. Foarte des voi nu-l vedeți. Suntem blocați. Raisia Bordiniu, când moldovenilor plecați care sunt români peste hotare sau s-au stabilit pe vieți copiilor, sunt nemți. Vor avea dreptul la alegerile din Moldova. Luați pildă de la Europa, nu trăiești 6 luni în țară, n-ai dreptul de a alege sau să participi la diferite schimbări în țară. E logică întrebarea dumneavoastră. Și eu o să o dezvolt. Spuneți, vă rog, în Moldova locuiesc 2 milioane de cetățeni. Din 4 milioane jumate care eram 30 de ani în urmă, 2 milioane locuiesc în Moldova. 2 milioane și ceva locuiesc în afara țării. Este oare corect ca oamenii care locuiesc în afara țării să hotărască soarta oamenilor care locuiesc în țară? Noi cât timpurile este, o să avem 2-3 de cetățeni în afara țării, dacă nu se schimbă ceva în țară. Eu consider că trebuie să voteze cei care sunt în țară. Cu toată stima pentru diaspora, veniți acasă, votați aici. Noi trebuie să facem lucrul ăsta în Republica Moldova. Votul doar în Republica Moldova. Eu nu cred că este problemă pentru cei care sunt patrioți adevărați, odată în 4 ani să fie acasă la alegeri. Măcar să-și vadă rudele. Deci acest lucru trebuie modificat. Merge, da? Colegii îmi spun că merge. De ce schimbul valutar așa scăzut în Moldova? Se îmbogățește de pe spatele oamenilor fugăriți din Moldova. De pe TikTok, de cineva întrebare. Foarte bună întrebare. V-ați văzut ce au făcut ei? Cu pașaportul, cu buletinul, să schimbi $10. Pentru ce nebuneala asta? Maia Sandu, voi înțelegeți ce faceți? Voi pedepsiți oamenii simpli, nu pe bandiți. Bandiții nu schimbați niciodată la schimbul valutar de pe o stradă din Chișinău. Bandiții altfel au găsit modalitatea cum să schimbe milioanele. Și scorupă legătorii, cum dumneavoastră spuneți. Dar dumneavoastră pedepsiți cetățeanul simplu și vă spun pentru ce să faci. Ei vor să iei evidență, la evidență fiecare om. Fiecare bănuț care îl primește și pe urmă să-l impoziteze sau să-l preseze. E ca ce face Maia Sandu. Ca să știi și diaspora, banii care voi transmiți acasă la părinți și părintele se duce să o schimbe.
un 50 dolari un sută câte transmis dumneavoastră. Dânsul e la carandaj. Și apoi când trebuie să-l ajute cu ceva din partea sat, spuneți, da, stai puțin, tu ai 100 dolari, nu te ajutăm cu nimic. E ca ce face mai sat. Валерий Прикуляк. Сколько можно издеваться над в Кишиневе над людьми? Весь город одна большая пробка. Это проблема не в машинах, а в управлении Кишиневым. Полностью с вами согласен. Это проблема управления Кишинева. У нас есть несколько предложений по этому поводу. Наш кандидат в примар Адриан Албо об этом уже заявил публично. И я думаю, что на следующей нашей встрече, через неделю, мы об этом поговорим вместе с Адрианом Албо. Алиса, ТикТок, вы будете баллотироваться в президент? Алиса очень часто мне задает этот вопрос на большинство встреч. Мы примем решение после местных выборов. Я уже говорил, я подозреваю, что Майя Санду боится президентских выборов. Я подозреваю, что Майя Санду хочет поменять, как Плохотнюк, чтобы избежать гнева народа. Поэтому говорить сейчас, что будем баллотироваться, мы еще не знаем, как этот президент будет избираться в следующем году. Но мы решение примем и скажем всем. Мамадов Олег. Последнюю неделю пишет о том, что Санду и ее компашка хотят продать аэропорт. Это правда? И когда мы сможем спокойно летать в Москву и Европу? Я думаю, что они готовят аэропорт обанкротить. Они хотят его обанкротить и потом подешевле куда кому-то слить этот аэропорт. Я в этом уверен. Они критиковали Канду Плохотнюка, что они сдали аэропорт Шору. Я сейчас не буду кого-то восхвалять или критиковать, но при Шоре аэропорт выглядел лучше. Внутри аэропорта, это говорят все пассажиры. Но они сейчас его банкротили для того, чтобы его потом кому-то отдать. Я считаю, что аэропорт должен быть собственностью государства. Даже если они что-то сейчас сделают с этим аэропортом, мы его вернем государству. И накажем тех, которые это сделали. Когда сможем летать в Москву? Когда поменяется власть. И ничего общего с какими-то рисками безопасности этого нет. То есть мы, самолеты летят из Молдовы там, на запад в любом направлении и в Турцию на юг. А лететь в Москве не могут. Почему не могут? Запросто можно сделать рейс через Турцию напрямую, чтобы не были эти пересадки, чтобы мы не платили бешеные деньги. Но Майя Санду против. Это ее хотелка. Ей запретили об этом говорить и что-то делать. Уйдет эта власть, придем мы запустим прямые рейсы. Об этом я уже говорил. Так, Нина Димитровна из Одноклассники. Народ – это власть. И как народу выразить свою волю, чтобы такой беспредел прекратился у нас? Знаете, если по демократии, вот демократично, это через выборы. Если Майя Санду попытается отнять это право у народа, фальсификации, отменим выборы и так далее, тогда народ пойдет на другие меры. И это очень плохо. Поэтому я советую ПАС и Майя Санду уйти демократическим путем. Это будет правильно. Это будет безопасно. И для вас тоже. Если народ примет решение идти по-другому, это будет плохо для всех. И для страны, и лично для вас. Поэтому дайте возможность народу самим выбирать. Так, ТикТок. Санду, София, Трасла, Респондери, Пентутадари, Дицара. Санду, Дежа, Ари, Челпуцен, Чинч, Капти, Дякузари, Досари, Пенали. Приготите, Кари, Нуси, Диски, Дяктуала, Прокуратура, Даворфи, Дискиси, Певитур. Настаюсь, Сансигур. В интернете полно рекламы по Шора и Чебана, а вас не видно нигде. Так выборы не выиграть. Ну, в интернете, я надеюсь, скоро появится и наша реклама, но это дорого. Это очень дорого. И мы приняли решение обойти каждый дом и поговорить лично с каждым человеком. И наши волонтеры, кстати, у нас очень много волонтеров, у нас около 7 тысяч кандидатов в советники, около 550 кандидатов в мэры. Так вот, они сегодня, прямо сейчас, каждый день ходят из дома в дом. Ну, конечно, будем немного и через интернет, но это очень дорого. Мы не такие богатые, как ПАС, как ШОР и как Ваня Чобан, который мы знаем, что делал в Кишиневе. Лучия, чепи дяпса я штяпта партиду ПАС. Я кредит партиду ПАСу с каден группа, каряк мо сапа пентралци. Глядя бумерангу, и вас позавтракут. А че с партиду вафи декларат антиконституционал. А шаку ми декларе алти пи опоненци сей. И осажунга на чей ситуации. Лилия Трохин, Игорь Николаевич, вы с тем, что тут мы сумим.
Оніку Пшентел Серію. Зрозуміло. Так, і останній вопрос. Ніна Дімітрова опять. Где гарантія, що народ проголосує на виборах правильно, коли люди легко кидаються на сказочне обіцяння? Ніна, я вважаю, що народ осознал, які ошибки вони зробили. Я в цьому вірю. Я вірю в наш народ. І я уверен, що народ на следующих виборах проголосує проти Майсанду і проти ПАС. Да, часть народа, правого электората проголосует за них, но уже никогда у них не будет большинства и не будет президента от ПАС, который избран народом. Если они попытаются поменять что-то по выборам президента, мы это увидим, и мы должны среагировать адекватно. Стиматься приятен, а честно послай в Одессе Тумана часто, в Эмоцу Меса, у тебя плакут, ну и тац, мы есть храм у Кишинев, не видим анчендру Кишиневу, и мы дискутуем ши страда, так и говорить, ши Доминик Куманспуз в эфире для интервьюдера электорали зона 1 Норд. Узи буна, ши санатати турор.